Ați văzut cum la noi nimeni nu face nimic, lucrurile se întâmplă? Cine, ați văzut cum apare la știri? S-au furat 2 tone de porumb. Cine le-a furat? Nimeni. S-au furat. Cinci demenți s-au furat niște saci de porumb. Și cum, prietene, s-au luat sacii de porumb și s-au dus mai încolo într-un loc, a spus? Da. N-am furat nimeni nimic, pentru că la noi nu se întâmplă așa ceva. Ați văzut că de fiecare dată când vi se strică calculatorul, vi s-a stricat calculatorul? Nu, l-ați stricat? Calculatorul se strică, pur și simplu. Și atunci când ți se strică calculatorul, dai telefonul unui prieten ăla, aveți fiecare un prieten care e bun la calculatoare. Toți aveți un prieten care e foarte bun la calculatoare și pe care îl sunați de fiecare dată când vi se strică calculatorul. E ușor de cele mai multe ori sunați pe fix, că e totdeauna în casă. Prietenul ăsta bun la calculatoare. Și îl suni și zici, băi, mi s-a stricat calculatorul. Și el zice, ce ai făcut? Nimic! S-a stricat! Și ăla începe să te sfătuiască. Vezi că zice, băi, butează, rebutează, formatează, dezinstalează, reinstalează, butează, formatează. Nu merge nimic. La sfârșit zice, băi, nu merge. Și el îți dă soluția finală în România. Bă, asta e. De câte ori nu v-ați confruntat cu chestia asta? Asta e, frate. Ceea ce e o concluzie pur logică și total adevărată. Pentru că dacă asta e, alta nu e. Și suntem toți de acord că asta e. Deci dacă asta e, clar nu putem să fim de acord decât că asta este. Dacă stand-up-ul nu era foarte cunoscut înainte printre tinerii din România și în special din București, acum însă lucrurile s-au schimbat. Progresul e destul de mare, dar nu e foarte, foarte semnificativ. Adică nu pot să spun că s-a produs încă explozia. S-a produs o ofâsială, care a produs niște zgomoci. Dar mai e până acolo, mai e. A apărut câteva trupe, e bine. Ultima dată când am discutat, erați nemulțumiți de faptul că nu există foarte multe cluburi în care vă puteți desfășura, să zic așa. Locuri în care se poate face stand-up se găsesc, dar numai că în continuare, în afară de Deco, nu există un alt comedy club, deci un club în care să se facă regulat de câteva ori pe săptămână stand-up comedy și în care oamenii să vină la treaba asta, la show-urile astea. Sunt seri speciale de stand-up în diferite baruri pe care le găsim prin țară. Cum ați fost primiți în locurile unde ați fost pentru prima dată? Unde oamenii nu erau familiarizați cu acest gen? Foarte bine, dar în principiu, pe unde am fost și oameni care au venit, erau oarecum familiarizați cu acest gen, pentru că... Ăla-i Tibi? Da. Și el face stand-up cu mine, de asta. Suntem foarte mulți. El e Tibi, neuronul este... E singurul dintre noi care are curajul să poarte tricouri mulate și, culmea, chestia asta prinde. Are o prietenă superbă, e o adevărată zeiță printre muritorii de nimic care trăiesc pe planeta asta și Tibi știe chestia asta și se bucură foarte mult. Probabil că din cauza asta e atât de slab în stand-up, pentru că satisfacția pe care o are de la zeița aia pe care o are lângă el... Îl stoarce și îl copleșește în același timp, știi? Dar în orice caz, Tibi e un prieten drag și... fost coleg și probabil viitor coleg. Da, dăm și mie să zic și eu ceva. Mie îmi place să-i zic veșnicul debutant. Pentru că am avut câteva spectacole de open mic la Deco și... Câteva... Bine, un an a fost. Un an. Și erau pentru amatori și a venit în fiecare an. Pentru prima oară pe scenă, veșnicul debutant, Tibi. Da, treaba la open mic era așa. Și acum vă rog frumos, are emoții a doua oară pe scenă, Eduard. După care, și acum vă rog frumos, are emoții în al doilea an la open mic, Tibi. 850 de apariții la stand-up comedy, Tibi. Mulțumesc. Nu. Nu, așa e, da. Dar uite ce bine a ajuns. Are chestii dintr-astea. Bă, adică... Mă gândeam eu, știi, mamă, că, frate, bă, după 2 ani de zile, dar e foarte bun, are glume. Foarte bun și acum ce trupă? Showtime. Tibi, trupa Showtime reprezintă alea pentru voi în stand-up comedy, viața de alee în direct. Da, sunt băiețașii care au trăit între Renault Clio și Skoda Fabia și știu ce înseamnă viața la credit. Deci viață de ale. Hai să trecem, că până la urmă e un interviu despre Tibi sau despre noi, băgăm-i picioarele.
Hai că până la urmă să iasă numai Tipi. Băi, hai că merge și noi la stand-up, că e Tipi, unul Tipi, unul mulat. A fost filmat, dar nu zicea nimic. Ăștia-s varză, dar Tipi... Și îmi plăcea cum făcea, bă, nu știu. Spunea Teo că ați găsit cluburi noi unde să mergeți. Cum au reacționat oamenii? Da, sunt cluburi noi, sunt oameni care au venit, mare parte știau despre ce e vorba și au venit pentru asta datorită netului și ce s-a întâmplat pe net, pe YouTube și de asta au venit. Special pentru Tibi au fost foarte mulți care au venit. Și, deci, nu ca și cum i-am luat prin surprindere complet, mulți dintre ei știau despre ce e vorba. Să știi că de foarte multe ori se zice că oamenii București știu despre ce e vorba și oamenii din alte orașe nu știu despre ce e vorba. Atât stand-up cât și deco, știi? Dar nu e așa, pentru că netul ajunge peste tot, să știi, nu se adună mai mult în București internet decât în Oradea, înțelegi? Deci oamenii din Oradea, din Târgu Mureș, din Suceava, din Constanța au exact același acces la internet ca și oamenii din București și văd exact același stand-up ca și oamenii din București pe net. Deci știau despre ce vorba și în 99% din locurile unde am fost prima dată ne-au primit extraordinar, mult mai bine decât în București. Și a început să ne placă mai mult prin țară acum. Spuneați ultima dată că aveți planuri să ajungeți la un moment dat în televiziune. S-a concretizat ceva? Aveți ceva clar legat de acest lucru? Hai că mai trage o dată data viitoare. Pot să spun până acum, deși vreau să spun o chestie, în show business e bine să te lauzi, știi, și să dai măsura valorii tale, e o chestie de asta derivată din manele. Eu pot să spun până acum că în ceea ce privește televiziunea, planurile noastre s-au materializat în două eșecuri. Au fost niște experiențe foarte bune pentru că am învățat ce putem și ce nu putem să facem, am învățat ce vor și ce nu vor oamenii și la un moment dat o să meargă. La un moment dat o să iasă. Nu ne grăbim. Treaba noastră e pe scenă în spectacole live. Nu neapărat la televizor. Dacă o să fie și la televizor ceva, o să fie bine, dacă nu, nu. Știi cum e chestia asta cu televiziunea? Nu cred că s-a născut în țară primul regizor de stand-up. Știi? Pentru că eu cred că e și asta o meserie să fii regizor, pentru că de televiziune, să le vezi cumva. Pentru că noi s-ar putea să avem un spectacol minunat într-o sală, în club, și care pe ecran să dea mai puțin bine, știi? Și oricum trebuie pe cineva care să vadă altfel lucrurile. Noi nu știm, noi nu le putem vedea din afară, să vedem când ar trebui, când e mimica ce trebuie, când e poanta, știi, să fie zoom sau nu știu cum e filmat acum. Și de-aia încă nu cred că televiziunea stand-up pe televizor, încă nu cred că se va face acum în curând. Mai târziu, poate, cine știe, se vor naște și niște regizori la nemțar. Că nici teatru nu merge pe televizor. Ai văzut vreodată teatru pe TV? Da. E serios, pe bune, am văzut aseară la TVR2. Nu merge. Ceva nu se întâmplă. Când te duci în sală, zici, mamă, incredibil. Super, joacă, e extraordinar. După care te uiți la televizor, hai frate, odată. Cât stai cu reacția aia? Păi pune, dacă nu stăteai și se gândea Emilia Popescu la un moment dat, stătea și zicea, când ești în sală, mamă, ființa aia trăiește. Dar așa la televizor, hai mă, fii serioasă. Dă-i, prag, hai, următoare. Și de-aia zic că trebuie și un regizor, că și teatru, dacă vrei să-l faci pe televizor. Măi, am văzut ce făceau ăștia în Marea Britanie. Am văzut un spectacol de teatru cu Peter O'Toole. Băi, orică e engleză, orică e altă limbă, ceva se întâmpla acolo, pentru că te uitai și te prindea imediat. Era Peter O'Toole și nu poți să zici că e mai tare decât Emilia Popescu, că nu e. Sunt de aceeași vârstă, știi? Și... Dar știi care e faza? Avea ceva. Și nu cred eu că e din punct de vedere actoricesc, cât e din punct de vedere regizoral, de imagine, de viziune regizorală acolo. Și de aia zic că e diferență mare între ce e în club și ce e pe televizor. În concluzie, ce să zic? Foarte, foarte bine spus. Ce să zic? Foarte...